Salutare tuturor, ce faceți fraților? Da, n-am mai făcut de mult timp un vlog. Asta pentru că a fost vară, pentru că am fost plecați, pentru că poate ne-a fost lene din cauza căldurii. Dar a venit momentul să mai facem unul și nu îl facem degeaba, ci pentru că mâine va fi primul concert Gaz pe Foc după 20 de ani. Astăzi are loc repetiția generală. De obicei veneam primul, astăzi am venit penultimul. Și trebuie să vedem ce, Doamne ferește, face băieții ăștia aici. Ce e asta, mă? Accesorii. Accesorii pentru ce? O să vezi. Și astea ce sunt? Banere. Banere? Avem sponsor? Da. Scrie mama. Băi! Treci de acum sală. Ce am Facebook? E live? Treci în sală. Ce faci, Panait? Uite bine, vin la repetiții. Tu? Cum ești? Bine. Păi să ne cablăm, să ne instalăm și să-i dăm drumul, fraților. Bă! Hello! Nu am freza făcută! Nu dă bine pe cameră! Să nu faceți așa ca mine! Lasă-mă să te iubesc, zi și noapte mă gândesc. Mă dă la televizor pe cameră ăsta, bă, prost. Zi, mă. Zi, boss! Mare, mare! Ții cu tine, ca să fii după-aia mea! La anunț nu mergem. Așa. O să fii cu tine, da? Da, lasă. Da? Ia-mă de mână și te voi urma. Nu-ți fie frică de dragostea mea. Cum să iubești, te voi învăța. Gata. Atât pentru astăzi. 2 ore de repetiții. Mâine dimineață la ora 10 ne vedem din nou pentru soundcheck la locație în The Pub la Universitate în București. Acesta fiind primul spectacol Gaz pe Foc după 20 de ani. See you tomorrow. Da, fraților, este sâmbătă, ora 10. Sunt în piața Universității. Astăzi este ziua concertului, mergem la soundcheck acum, ăsta este clubul unde vom cânta, aici în spatele meu. Ia să vedem, e vreun afiș aici? Și au început să cânte fără mine. E mai frumos în public. Fals! Fals! Așa serios, mă. Hai, salutare, salutare, frate Crimășa. Cheers. Bună ziua, lasă cu bună ziua concertul. Deci cam atât deocamdată de aici. Ilie Dobrea, ai legătura? Ne vedem diseară la ora 8. Gata, fraților, este ora 7 fără 10, am venit un pic mai devreme, nu de alta, dar ca să ne încălzim corespunzător, pentru că vorba aia trebuie să o ardem ca artiștii. Pe doamna cred că o mai țineți minte. Hello. Ce face Gaz pe Foc? Prea rapide, mai îndreaptă. Cheers. La mulți ani. N-am auzit. Așa, și încălzesc profesioniștii vocea. În curând o să pot să mai vorbesc. Facem un mic soundcheck.
Au apărut primii invitații, a apărut și mama. Unde te duci, dragă, pe scenă? Grasă, frumoasă și bărbiată. Ce să fac? Ce faceți voi? Vă rog să ne cu concerte. Și acum, pentru mama Lucian, fără număr! Hai, bă, că a început să vină lumea. Băi! Alo! Înainte, stai, o secundă. Înainte de a începe, am o rugăminte mare la voi. Cei care ne-ați văzut în urmă cu 20-25 de ani și ați venit aici în speranța că veți vedea același lucru, suntem pregătiți să vă dăm bani înapoi. Zi și noapte mă gândesc la tot ce a fost și nu înțeleg unde am greșit. Asta a fost încălzirea. Am și eu nevoie de ceva de băut, dacă se poate, vă rog mult. Mulțumesc frumos. Mi s-a uscat gura, îmi cer scuze, dar am și eu emoții, am o vârstă. Ce mi-ai adus, soro? Apă? Mulțumim, fain! Mulțumim mult! Weekend plăcut în continuare! Și încă o dată, mii de mulțumiri că ați fost în seara asta aici cu noi!